Bine te-am regăsit! Astăzi îți propun o scurtă evaluare a cunoștințelor legate de rolul gameților și al fecundației în transmiterea informației genetice în descendență. Scopul acestui test este de a detecta lacunele din procesul instruirii și de a le remedia pentru îmbunătățirea performanțelor tale la disciplina biologie. Răspunsurile tale vor fi susținute de explicații și argumente, astfel încât procesul de verificare a informațiilor asimilate să fie unul bazat pe învățare logică. Primul test îți propune să completezi spațiile libere cu noțiunile corecte care corespund informațiilor din text. La om, celulele reproducătoare, numite gameți, se formează prin meioză în organele reproducătoare feminine, numite ovare, sau masculine, numite testicule, în funcție de sexul individului. În procesul de fecundație, are loc fuziunea unui gamet feminin, numit ovul, cu unul masculin, numit spermatozoid, având ca rezultat formarea celulei ou sau zigotul, care este o celulă 2N sau diploidă. Din această celulă, prin diviziuni mitotice succesive, se formează organismul pluricelular. Calculează punctajul obținut. Cel de-al doilea test îți propune să identifici noțiunile corecte și să le elimini pe cele incorrecte. Gametul feminin la om prezintă 23 de cromozomi, dintre care 22 de autozomi și un heterozom X. Gametul masculin la om prezintă 23 de cromozomi, dintre care 22 de autozomi și un heterozom X sau 22 de autozomi și heterozomul Y. În urma fecundației dintre doi gameți de sex opus, fiecare cu câte un heterozom X în structură, rezultă o celulă cu 2N egal cu 46 de cromozomi, dintre care 44 sunt autozomi și 2 heterozomi X de sex feminin. Calculează punctajul obținut. Felicitări! Continuă să înveți pentru a-ți îmbunătăți performanțele.